Volodimir Zelenski, anunț de ultimă oră, Rusia pregătește zeci de mii de oameni pentru bătălia din Est. După ce războiului dintre Rusia și Ucraina a început, foarte mulți nevinovați s-au stins din viață, iar acțiunea militară continuă și este din ce în ce mai terifiantă pentru locuitorii statului. Volodimir Zelenski a făcut un anunț de ultimă oră, unde a menționat faptul că Rusia pregătește zeci de mii de oameni pentru bătălia din Est. Voldoimir Zelenski a tras un semnal de alarmă și a anunțat despre țara cu care se află în război că pregătește zeci de mii de oameni pentru bătălia din est. În orașul Mariupol foarte multe persoane și-au pierdut viața din luna februarie, de când a început teroarea pentru locuitorii Ucrainei. Volodimir Zelenski a ținut un discurs în fața Parlamentului Sudcorean, unde a vorbit despre cum mii de oameni și-au pierdut viața în orașul Mariupol, din momentul în care Rusia a invadat statul în luna februarie. Rusia își pregătește zeci de mii de oameni pentru bătălia din Est, iar separatiștii din Estul Ucrainei au menționat că își vor amplifica lupta contra soldaților guvernului ucrainean. Denis Pușilin, șeful autoproclamației Republicii Populare Donțcă, a spus că va intensifica operațiunile. Vom intensifica operațiunile, deoarece civilii sunt ținuți ostatici de situația de acolo, a menționat Denis Pușilin, șeful autoproclamației Republicii Populare Donțcă. Cu puțin timp înainte de a ordona invazia care a început în luna februarie în Ucraina, Vladimir Putin a susținut faptul că regiunile Luhansk și Donțcă sunt state independente.